Doamnelor și domnilor, bună seara! Am găsit în Off on the Record, va jocul dumneavoastră pe culoarele puterii. Se întâmplă multe pe culoarele puterii, ca atare mergem din nou pe culoarele puterii. Discutăm în această seară cu Doru Pușcu, un invitat obișnuit al emisiunii noastre, mai ales pe temele de politică internă. Mulțumesc mult, Doru Pușcu, că ai revenit în emisiune. Mă bucur să te revăd. Să știi că ești foarte bine prizat pe online. Am văzut, cel puțin pe conturile mele, pe TikTok rupi. Sunt câțiva invitați care rup pe TikTok și tu ești unul dintre ei. Eu nici nu am TikTok, dar... N-ai TikTok? Nu. Deci am ajuns pe TikTok fără să fiu consumator. Fără voia ta. Doru Pușcu a scris săptămâna asta o analiză. Nu i-a spus înainte de emisiune. O analiză, am discutat și cu mai mulți colegi din presă. Am râs toată ziua de analiza și de comentariul lui Doru Pușcu. Doru Pușcu, așa cum spun, chiar procurorii din România, scrie foarte bine. Titlul se numește așa, doamnelor și domnilor, un caz grav de abuz neraportat la poliție. Și scrie Doru Pușcu următoarele. Domnul de figură alăturată. PNL trăiește drama studentelor abuzate de Bulai, căci Iohannis presează partidul cu cereri pornografice. Îi cheamă pe lider noaptea la Cotroceni și forțează să se dezbrace de morală. Scoateți-vă sutienul să vă dacă aveți încredere în voi, le zice el. Ne-am dat jos și chiloții, vor povesti ei peste ani, când probabil vor îndrăzni să-l denunțe. Pe Iohannis, bineînțeles. PNL are viitor dacă reușește să rămână cu chiloții pe el. Mai spune Doru Pușcu în acest comentariu de pe Cața Vencii, dacă i s-ar înfățișa cazul celebrului psiholog criminalist Tudorel Butoi, ar admite probabil că avem de-a face cu un viol în grup, în care partea vătămată este grupul. Ce se întâmplă în PNL, Doru Pușcu? Cred că citatele astea cu chiloții pot să aibă succes pe TikTok, dacă zici că apare la un moment dat pe TikTok. Da. Citatele sunt, de fapt, niște parafraze la stenogramele cu Bulai din ancheta pe care o fac procurorii legat de hărțirea studentelor. PNL este într-o situație foarte ingrată. Este practic complice cu propriul lui impas în acest moment, pentru că a acceptat ca atât amar de vreme un om lipsit total de experiență politică și de bune intenții, și aici mă refer la președintele Iohannis, să stea în cârca partidului. Consecințele se văd acum, când într-un moment delicat, cum este cel legat de lansarea candidatului la prezidențiale, este călărit de o cerere absurdă, în opinia mea personală nerușinată, cu să deschidă președintele Iohannis listele la Senat. Mai ales când situația legală este neclară. Adică situația a stat așa. Voi aveți o speranță să vă trimiteți candidatul în turul 2 și poate să faceți un scor bun la alegerile electorale, dar deși mie nu-mi pasă de consecințe, eu aș vrea să mă puneți pe mine în fruntea listei, știind foarte bine ce prejudicii de popularitate și de încredere vă produc. Faceți voi o lege, găsiți soluția legală, că eu plec la New York, la ONU, cu un avion de lux, obișnuitul avion de lux, cel care poartă neprețuita persoană călătoriile externe. Deci, liberalii, eu mă așteptam să izbucnească o revoltă, să-i aud strigând pe stradă, în studiourile de televiziune și încolo nimic. Și de asta zic că ultima moleculă de curaj din Partidul Brătinul poate că s-a pierdut. De asta ai scris tu că probabil avem de-a face cu un viol în grup în care partea vătămată este grupul. Păi da, pentru că el a hărțuit și a hărțuit partidul. L-a călărit în continuu. A hărțuit? A pus partidul împotriva voinței partidului să aleagă președinții care nu îi se potriveau, premierii care nu erau pricepuți și așa mai departe. Inclusiv acum deschizătorul listei, el însuși, care nu are nicio legătură cu... Ne-l imaginăm, are pe Iohannis mergând la Senat zi de zi cu inițiative legislative, hărțuit de presă pe culoare și dând răspunsuri, cum fac și ceilalți. Și filmat de Simion. Simion, sigur. El având protecție SPP toată viața lui.
Și, cu birou de fost președinte, cu indemnizație de fost președinte, cu casă. Cu palat de cu fost palat. Vom vedea, președinte. Să știi că eu m-am dus și am filmat palat. Am uitat să-i dau pozele lui Ion. Pozele de la palat. Hai să dăm puțin pozele de la palat, să vedem ce mai face palatul. O să le trimit acum în direct, că nu am... nu i le-am trimis producătorului. Dar, Ioane, îți dau pozele în direct, am uitat să ți le dau. Dar... eu te întreb așa, nu e de vină ăla care cere, e de vină ăla care dă. România au tendința să atribuie vina în cazul violului și victimei. Adică dar poate aici... a făcut și ea ceva. Sau poate i-a plăcut, asta este replica din zona rurală. Dar eu cred că liberalilor le-a plăcut pe jumătate, pentru că prin prezența lui Iohannis acolo ei au dobândit poziție politică mai importantă în anumite momente. Au dobândit și guvernarea după ce pierduseră alegerile, dar după aia nu le-a mai convenit, pentru că în politică jocul nu este pe onoare sau pe morală, ci este pe interese. Ori interesele acestui grup privat, care este partidul, sunt legate nemijlocit de putere și de dobândirea puterii. Ori exact acum, la momentul esențial pentru dobândirea, pentru redobândirea puterii, s-a întâmplat această cerere absurdă, deplasată, jignitoare, umilitoare, ofensatoare pentru PNL și m-aș bucura foarte mult că această cerere sau această încercare lui Iohannis de a dobândi gloria senatorială să fie, să aibă același succes ca încercările legate de NATO, de Comisia Europeană, de înaltul însărcinat pe problemele Ucrainei. Din punct de vedere locativ, a rămâne în România, a pierde, să spunem, cele două... E mai bine să rămână în România decât să meargă la NATO, pentru că aici stă într-un palat, acolo stă într-un... Îi dau o cazare, un apartament, dar nu cred că se compară cu munca îngemănată a rea PPS-ului și SPP-ului și SPS-ului. Ultimele, și am fost vineri, că e aici facă... lângă noi, eu mereu trec, să știi că m-am prietenit și cu portarii, mă întâlnesc în stația de autobuz, că se face shift-ul în jur de 6, mă recunosc cu oamenii. Înțeleg că în iunie este gata, e la gata, acum e cumva la roșu. Cam astea sunt ultimele modernizări făcute de REA PPS și sub oblăduirea Serviciului de Protecție și Pază, slăvit să fie numele domnului Pahonțu, poate îl scoate la pensie, calculator, pensie specială, bineînțeles, calculatorul, că înțeleg că împlinește vârsta pentru pensionare. Astea sunt ultimele. De... Dăm casa, din ai și colțul ăsta și colțul ăla, altul. E birou de... Da, e făcut pentru a fi reședință. O să vedem dacă eu va atribui statul român. Cert este că domnul Ciolacu pompează bani, că ajungem și la povestea cu Partidul Social Democrat. Astăzi am văzut că ieri în ședința de guvern i-a aprobat rectificarea bugetară încă 7 milioane de lei pentru domnul Iohannis, ultimele 3 luni de mandat. Suplimentarea bugetului Palatului Cotroceni. Da, adică vezi, povestea asta are mai multe fațete. Are, da, are, e complicat. Eu cred că nici nu e bine să știm adevărul până la capăt, pentru că ne speriem. E clar că PSD a cooperat și instituțional, cred că și personal, cu președintele Iohannis, pentru că în numele acestui slogan, acestui cuvânt slogan, stabilitate, a trebuit să facă compromisurile corespunzătoare. Au fost și în acordul prietenilor noștri de la Bruxelles, a fost, cred, și pe placul partenerului strategic pentru o țară stabilă, cu o guvernare stabilă, chiar dacă acea guvernare ba produce datorii, ba produce taxe, ba, în fine, oamenii sunt nemulțumiți de acea guvernare. Cu toate astea, lucrurile politic în globalismul lor merg bine. Adică stabilitatea este un fel de garanție pentru cele două mari partide că aproape orice ar face, ele vor rămâne în picioare. Dar hai să rămânem puțin la Partidul... E un imperativ geopolitic, la Partidul așa. Național, liberal. Înțeleg că am văzut că sunt unii jurnaliști care transmit că inclusiv, adică pretențiile lui Iohannis au fost mult mai mari, adică sunt mult mai mari. Dorește ca pe listele PNL să fie anumiți oameni apropiați de el sau de la Palatul Cotroceni.
Păi e un motiv pentru care nu avem politică externă, pentru că în primul rând el este total inapt, dar oamenii pe care i-a pus la Ministerul de Externe au făcut... Nu, să fie pe listele la parlamentare. Adică știu, de ce nu-și pune oameni? La... Și-a pus în guvern, acum vrea să-și pună și în parlament. Da, să securizeze niște oameni. Strălucitul ministru de la educație, înțeleg că va, doamna, fi, va da, deschide doamna lista Trăilă, undeva. Doamna Trăilă, care iubește mult pe domnul Iohannis, soțul doamnei, soția domnului Trăilă din scandalul Se ocupă cu optimizările judiciare. Da. Asta mi se pare un mare tupeu. Oprim toată ziua pe la... Fără să-i cer nicio explicație legată de... Și tu crezi că partidul ăsta național liberal, adică ei realizează în ce situație sunt? Cum vor ieși din povestea asta? Că din câte am văzut astăzi, domnul Ciucă i-a transmis domnului Ciolacu că a avut o înțelegere între ei. Inclusiv cu domnul Iohannis, ca coaliția să treacă acest proiect de lege, legea pentru un singur om. Cred că au fost mai multe înțelegeri pe care reciproc nu le-au, fiecare la rândul lui, când i-a venit rândul, nu le-a respectat. Cum erau alegerile în septembrie, cum erau comasarea, dar cu susținerea unui candidat unic pe coaliție. Și nu au fost... În politică e greu să-ți ții promisiunile, pentru că, încă o dată, interesele sunt dincolo de morală, de onoare. Ori o promisiune ține de morală, ține de onoare, ține de cuvântul dat. Cuvântul din aprilie, este... noi suntem în septembrie, ei vorbesc deodată de 3 aprilie. Da. Crezi că povestea asta cu Iohannis va trece? Adică cumva el va obține unda verde pentru a candida independent la Senat? Dacă s-ar întâmpla așa ceva, eliberarea avea o problemă. Ei sunt acum într-o situație încă bună. PSD-ul, clar, este într-o situație bună, se știe, el este partidul de fier, al cărui procent oscilează foarte puțin în marja de eroare și el este acolo. Va fi la guvernare, va fi în turul 2, limpede. Ce se întâmplă mai departe rămâne de văzut. Dar PNL-ul era într-o poziție bună pentru că începuseră se liniștiseră vocile în partid, că se discuta dacă nu va fi Ciucă cel desemnat, că mai erau niște... operațiuni schismatice în interior și au zis, bun, s-a întâmplat, s-a declanșat, s-a făcut proclamarea candidatului și se liniștiseră. Peste această liniște, de la care ar fi trebuit să înceapă o creștere electorală, cu campanie, cu programe, cu așa, a venit lovitura de măciucă dată de Iohannis din Gulfstream 5000, parcă se cheamă modelul, în decolare spre New York. Ei încă nu stau prost. Dacă Iohannis va ajunge pe liste, îi va greva. Va apăsa asupra lor și s-ar putea să piardă niște procente. Nu sunt tocmai în situația fericită de a avea prea multe. Dacă Iohannis însă nu va fi, ei vor rămâne cu o șansă bună să-și trimită candidatul în turul 2. De ce spun asta? Deși Ciucă în sondajele care se vehiculează este... Pe șapte, pe șase, pe cinci. PNL are o armată în teritoriu de primari și are un vot politic la primari de 30%+. Dacă primarii i-ați convins să adune 65% din voturile pe care le-au adunat pentru ei... Pentru general. Pentru generalul Ciucă. Pentru generalul Ciucă. Ciucă intră în turul 2. După care, sigur, e altă discuție. Ciucă și Ciolacu, cred că... Dar primarilor le va fi complicat să explice de ce... Nu cred că le va fi complicat. Să fie... Da, cu Iohannis pe liste va fi mai complicat. Dar, la nivel local, explicațiile nu sunt atât de necesare și nu sunt atât de complicate. Ei fac parte dintr-un partid, un partid ale cărui interese ei le servesc pentru că li se întorc acele interese lor personal. Și atunci o ofertă neagră, dacă li se pune în față și anume, băi, dacă câștigă PSD-ul și colo și pune și prim-ministru și pune și la servicii și pune și peste tot, am băgat-o pe mânecă. Și atunci să facem tot posibilul ca să ne securizăm poziția politică. Că dacă nu avem omul în turul 2 sau dacă nu avem un procent mare la parlamentare, nu avem acces la putere, nu avem acces la bani. Chiar dacă să spunem că intră la guvernare în guvernul stabilității, dar dacă intră într-o poziție de inferioritate, nu într-o poziție de oarecum egalitate, e greu să mai... Adică banii care ajung în teritoriu, la primarii care generează votul, sunt mai puțini.
Și această combinație între rețeaua extinsă de primari și această perspectivă negativă de a, nu, de a rata resursele, s-ar putea să facă din Ciucă, din, să-l ducă de la coada Plutonului în fruntea Plutonului. Pentru că ceilalți candidați, Mircea Joana, Elena Lasconi, chiar și George Simion, au un vot de încredere care exprimă popularitatea lor în momentul ăsta și o intenție vagă de vot, dar nu au mecanismul prin care să concretizeze această intenție. Nu e vehiculul care le asigură viitorul lor politic. Adică dacă Joana sau Lasconi ar avea 28%, atunci e posibil ca ei să urce la 20-21, adică un scor cu care să poată intra în turul 2. Sigur că sunt în continuare aprecieri strict subiective. Noi ne uităm la niște sondaje care sunt fotografii făcute ba de la șold, ba dintr-un colț, fiecare cu ce telefon are și fiecare cu ce aparat are și fiecare cu ce contract are cu partidele. Pentru că aceste sondaje au și un scop psihologic, odată pentru să întărească încrederea candidatului în forțele lui și partidului la fel, dar să și nu, să creeze un efect de descurajare sau de încurajare pentru electoratele care joacă. Da, așa se întâmplă mereu campanie. Luăm puțină pauză și revenim, mai stăm puțin pe PNL, că totuși e singurul partid de dreapta din ultimii ani, pentru că și sub mandatul lui Emil Constantinescu, vă aduceți aminte, fostul președinte al României, după primul mandat a spus că nu mai candidează pentru că a fost învins de sistem. Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat totuși s-a răsculat, a fost o răscoală acolo, a dispărut de pe scena politică. Sub mandatele lui Traian Băsescu, PDL-ul pe vremea finalului de mandat al lui Traian Băsescu se răscula, da, Vasile Blaga se lupta cu tabăra Băsescu, Udrea și Blaga a câștigat. Este totuși pentru prima oară când PNL-ul sub 10 ani de un președinte de dreapta ia poziția preș în fața președintelui, care în acest moment reprezintă nu un asset, ci un balast electoral. Cum a ajuns PNL-ul în această situație? Discutăm încă puțin după pauză. Am revenit, doamnelor și domnilor. Valeriu Stoica, Doru Bușcu, a spus în fața Congresului PNL că epoca Iohannis s-a încheiat. Crin Antonescu, practic, mitralează de fiecare dată Partidul Național Liberal pentru situația în care a ajuns. Iar de Ordo Stolojan, săptămâna trecută, stătea acolo unde ai stat tu și a spus, domne, cred că ar fi bine ca domnul Iohannis să-și vadă de treaba lui, să-și găsească o menire în viață, să susțină discursuri, dar ar fi bine, s-a înțeles, să nu revină în Partidul Național Liberal. După care a zis, dar dacă vrea să candideze, îl susține cu toată forța. La mine n-a zis asta. Nu, eu am văzut în presă declarația asta. Sunt lui trei foști președinți ai PNL-ului, Valeriu Stoica, Tudor Stolojan, Crin Antonescu, toți respectați, care îi dau un semnal în acest moment lui Klaus Iohannis, domnule, lasă-ne în pace. Da, dar sunt din afara prizonier. Sunt din afara ariei active a partidului. Unul e cu cabinet de avocatură, cu ei aranjat cu Podgorii, cu așa. Ca urmare care a unor susține pe Ciucă și a Bun. Colaborat la carte, din câte știu susține eu. Pe cine vrea el. Unul e retras în pădurile din jurul Bruselului de mulți ani, da, la umbra unor vinuri de calitate, și ălalalt e la fel, tot un adică așa, un produs al tranziției. Că există o zonă din PNL? Oamenii nu mai sunt activi. Ceea ce vreau să spun este că în PNL nu s-a văzut curajul de a se înfrunta, de a-l înfrunta Iohannis. Și eu cred că situația este complicată la modul următor. Ea nu va dura mult complicația. Dacă ei se vor decide să renunțe la Iohannis, nu va avea practic Iohannis ce să facă, nu o să poată să-i aresteze. Pare că Ciucă nu vrea să renunțe la Iohannis. Păi nu. Ciucă este într-o situație specială. Eu am și scris în cazul text grav de abuz neraportat la poliție. Da. Ciucă a spus singur că atunci când el s-a jurat că nu mai intră, nu face politică, așa, și a spus, domnule, m-a sunat președintele, care e comandantul suprem al forțelor armate. Și mi-a spus, și eu am luat-o ca pe un ordin. Și Ciucă este în situația în care el era în afara politicii,
după ce Iohannis practic îl pusese și îl sprijinise la șeful statului la major. Să fie șeful statului major. Și tot ce a urmat în acești 3 ani și jumătate s-a datorat lui Iohannis. Adică ascensiunea lui strict verticală de la șeful statului major, la ministrul apărării, la prim-ministru, la șeful Partidului Național Liberal, adică și ca la candidat la președinție, toate ei s-au datorat lui Iohannis. În intervalul ăsta scurt de 4 ani, el însuși a spus că nu are experiență politică decât de 4 ani, el a parcurs o gamă de funcții publice de mare prestigiu, a făcut politică la nivel înalt, ca urmare ordinului comandantului suprem sau bunăvoinței lui Iohannis. În momentul ăsta, el este într-o situație, el e prins într-o datorie, poate ostășească, poate cum o vede el, față de comandantul, față de omul care l-a pus acolo. Ăilalți din PNL nu-și datorează integral sau toți lui Iohannis. Își datorează cu partidul anumite veniri la putere. Dar Ciucă a primit totul de la Iohannis. Lui este greu să se dezică. Mă gândesc. Structura lui de militar, care toată viața a fost să trăiți, am înțeles, executarea, pe loc repaus. Disciplina. Soldat disciplina. Lui este greu să-i general. Spună lui Iohannis. Știi ce, domn președinte? Ia, lasă-ne că noi avem treaba. Acum și... De-aia el este prins în această... Păi și Iohannis ce complicată. Se întâmplă? Adică Ciucă, să zic că intră în turul 2 și ajunge președinte României, nu intră în turul 2 și dispare de pe scena politică, ca alte variante n-are. Bun. Dar în condițiile, în orice condiție, Partidul Național Liberal va continua să fie condus de Klaus Iohannis? Nu, pentru că Iohannis va, odată ce îi se trag robotului firele din priză, sau nu dacă mai are energie. Adică el este puternic și este influent câtă vreme în spatele intențiilor, dorințelor lui, sunt niște instituții care pot să le realizeze cu forța. Da. Când nu mai există lucrul ăsta, ai să vezi vitejie la oamenii care îi se târau la picioare. Am auzit această teză din partea lui Antonescu, adică se încearcă reinstaurarea celui de-al treilea regim Iohannis, dacă fără Ciucă, să ne dăm seama. Dacă Iohannis ajunge pe listele PNL, există riscul ca pretențiile lui să meargă mai departe și dacă Ciucă să spune că se bâlbuie în turul 2, el să devină președintele partidului. Ar fi un act de lașitate totală din partea PNL-ului să accepte această. Dar dacă ajunge acolo, sigur că va avea în continuare putere politică. Pentru eu că el va negocia. La televizor, îi datorăm președintelui faptul că am stat la guvernare, că am câștigat alegeri, că am intrat jumătate în Schengen, că deci ei și-au croit, consultanții au croit pe această nenorocire care a venit peste partid și care este criticată în mod unanim, am văzut în presă, adică nu am văzut o zonă din presă zică, băi, e bine să vină Iohannis să salveze pe noi. Deci nimeni, cel puțin pe televiziune importante, dar ei și-au creat un narativ. Îi suntem datori președintelui Iohannis. Îi sunt, într-adevăr, dar datoria nu e pe viață. Datoria nu este definitivă. I-au fost datori într-o măsură oarecum egală cu cea în care el le-a fost dator, pentru că și el a fost luat de nicăieri, pus acolo de Crin Antonescu, îi s-a pus la picioare partidul, funcția, perspectiva, campania, a ieșit președinte și salvatorul USL, globalul liberalismului, scria deci, Rodica Culcea. Datoriile astea trebuie să se încheie într-o zi, adică creditul pe care și l-au făcut reciproc unii altora a ajuns la scadență. Acum este scadența, acum începe un nou ciclu. Păi vezi că așa, pe servilism și datorii pe viață, funcționează partidele. Da, eu te întreb dar altfel. Nu numai partidele. Multe grupuri sociale și profesionale. Cred că și în Academia Română funcționează lingușala. Și în Academia Română, și în universități, și unde să spunem, și în biserică și este slugărnicie. Mă gândeam la clavurile chiar dacă eu o numesc slujire. E, dar să nu acuzăm mai mult decât e cazul partidele, care oricât de corupte și de pline de proști ar fi, sunt baza democrației. Fără ele ce ne-am face? Ciolacu este datorul lui Iohannis? Cred că și aici ar trebui să se închidă datorii. E clar că a făcut lucruri pe care le-a discutat cu Iohannis. În timpul guvernării, rotativa aia pe care au făcut-o nu era posibilă fără să se înțeleagă cu Iohannis. Intrarea la guvernare în condițiile în care PNL avea dificultăți să facă o majoritate
a fost tot în discuție cu Iohannis. Cred că există niște, inevitabil să existe, și cred că nu e doar o colaborare instituțională. Cred că și personal au avut înțelegeri, strângeri de mână. Dar nu l-au crezut. Acum l-a apucat vitejea pe domnul Ciolacu. Ai văzut acum de câteva zile. Pentru că s-a schimbat situația. Paradigma. Starea, nu, dar starea de campanie, starea de luptă pentru putere e diferită de starea de coabitare pașnică între alegeri. A reevaluat, cum a spus filozoful Traian Băsescu. Apropo, că a zis că nu l-a votat niciodată pe Klaus Iohannis. Deci a votat-o pe Viorica Dăncilă. Și după aia a băgat cuțitul în spate și a devenit președinte. Unu, că nu poate nimeni să verifice nicio afirmație de tipul ăsta. Doi, greu de crezut că un PSD-ist... Da, a spus, dar nu a văzut nimeni votul lui. Doi, e greu de crezut că un PSD-ist votează altceva decât un PSD-ist. Hai să-ți dau o altă ipoteză. Vine Ciolacu și spune, noi PSD-iștii nu votăm legea pentru un singur om. Este un întreg narativ și PSD, care se susține, într-adevăr, e bazat. Pentru că e o aberație. România, într-adevăr, s-a schimbat. Într-adevăr, e dreptul unei persoane de a fi ales și de a alege. Însă, vine PSD-ul la televizor, ocupă toate televizorul, spune că e o prostie, noi nu votăm. Și amână puțin la B ca să țină țara în tensiune și după aia o să vină Becu și o să ne spună, sunt două variante, o să ne spună există precedentul Cârstoiu, poate să candideze independent pe liste de partid, e hotărâre Bec din aprilie, când a avut loc discuția, când era primăria capitalei cu candidat unic și se consideră o undă verde din partea Becului ca Klaus Iohannis să candideze, fără să se modifice legea, sau varianta 2, Becu duce problema spre Curtea Constituțională, pentru că e și o problemă pe mandatul președintelui, o interpretare constituțională, iar acolo Curtea Constituțională n-are altă șansă decât să dea varianta din 2004 pentru Ion Iliescu, adică aviz pozitiv, pentru că e aceeași Constituție, aceeași prevedere legală și oricum au majoritate în CCR. Noi ne pierdem vremea și greșind vorbind despre legalitate. Legile sunt atât de prost făcute și au toleranțe de întors atât de mari, încât nu în litera legii se va discuta așezarea lui Iohannis pe listă sau scoaterea lui, ci în termeni politici. În intervalul ăsta, în weekendul ăsta, se va discuta cum e mai bine pentru stabilitate și pentru ce urmează ca să meargă treaba cu Iohannis. Dacă... Să spunem că PSD-ul are cea mai mare putere de negociere în momentul ăsta, având cele mai bune șanse să facă scor mare la partid și având deja candidatul în turul 2. Dacă PSD are cea mai mare putere de... va avea cea mai mare influență asupra rezultatului, inclusiv, nu numai a Becului, ci și a Curții Constituționale. Oricum am ajutat. Niciodată nu s-a jucat în litera legii. Ce vreau să te întreb este dacă excluzi un joc de glezne de așa de văzul lumii al Partidului Social-Democrat, iar în spate să se dea undă verde și o să vedem o undă verde. Și ar face un deserviciu inclusiv PSD-ul. Și spun de ce. Pentru că vor spune și toată lumea va spune la unison, păi Iohannis, după ce a avut de atâtea ori guvernul meu, iată că acum are coaliția mea. Și eticheta lui Iohannis pusă peste PSD plus PNL, aceeași mizerie, dacă ne amintim sloganul așa, renaștere, o să scoată niște monștri din tranșeele din Piața Victoriei, cu care nici PNL-ul și nici PSD-ul nu cred că are chef să se confrunte. Prin urmare, și Ciolacu, și PSD, nici Ciolacu, nici PSD n-au niciun interes să joace Iohannis. Adică sper ca domnul Ciolacu să aibă coloană vertebrală de data asta. Eu cred că e vorba de interese. Coloana vertebrală să o excludem din discuția despre politicieni. Să vorbim despre interese, că altfel n-ai cum să negociezi. N-ai cum să te pupească unul și mâine să-l juri. Poate să zic că nu eu, Becu, nu eu, CCR-ul. Da, da. Dar eu sunt și acolo și acolo. Da. Iohannis însă este prizat negativ la nivelul întregii țări. El a ajuns cu popularitatea foarte jos, lumea la așa. Da, dar uite astăzi, Iohannis a plecat cu jetul. Dăm peste 12 milioane de euro în ultimii 2 ani pe jetul ăla. Da? Informații clasificate, cheltuieli publice. Dar banii, cine dă banii? Că dacă n-ar avea bani, nu s-ar plimba cu jetul. Banii dă domnul Ciolacu din banii noștri. Dar el zice, domnul președinte, luxul, da? Nu mai putem cu peste luxul. Tot e o negociere. Luxul susținem noi. Peste tot e o negociere. Iohannis nu s-ar plimba cu jetul dacă n-ar avea niște pârghii în mână. El știe că poate exercita o presiune și asupra PSD, și asupra PNL, și asupra USR, sau cel puțin asupra unor lideri.
Și atunci... De data asta a plecat de la Constanța. Adică weekendul trecut, domnul Klaus Iohannis, doamnelor și domnilor, a fost la relax, pe relax, la Neptun. Pentru că nu a mai luat jetul de la Sibiu, pentru că lunea nu vine în București. Ori e la Sibiu, ori e la Neptun. A fost vreme frumoasă, deci a fost la Neptun, a luat jetul de la Constanța și a plecat cu el la New York. Este singurul președinte al României, am fost acreditată pe trei. Singurul președinte al României, chiar discutam cu oameni vechi de pe Palatul Cotroceni acreditați, care a fost în fiecare sesiune la ONU. Nu există niciun președinte al României care să fi fost la ONU în fiecare an. El se duce la ONU pentru că se mai duce și pe la shopping și o ia și pe doamna. Mai doamna sus. Carmen, doamna Geta. Sunt niște magazine. Ion Iliescu și Traian Băsescu și Emil Constantinescu se duceau la începutul mandatului și la finalul mandatului. Că la ONU practic nu e nimic, țin un discurs, nu e mare frăsuială, nu avem noi, nu e niciun război, Doamne ferește, aici să ținem noi și discursul la ONU. Dar se duce la ONU pentru că omul trebuie să se ducă la New York. Luăm puțină pauză și revenim cu campania, să-mi spună Doru Bușcu cum simte campania asta, că nu mai pot cu cărțile de bucate și cu ce era, saramură de pui, ciorbă, salată și covrigii lui domnul Ciolacu. Vreau să vă zic informația asta, doamnelor și domnilor, a venit acum chiar din presa israeliană. Qatarul a intrat în programul de scutire de viză al Guvernului Statelor Unite. Râdeam aici cu Doru Bușcu, am rămas noi și probabil, nu știu cine ăștia mai urâți de pe glob. Noi în continuare avem viză, ne-a promis, apropo, la final de septembrie că rămânem fără vize în Statele Unite. Dar uitați, Qatarul a rezolvat-o în seara asta, s-a dus emirul la New York, s-a întâlnit cu administrația americană, a ținut un discurs și au rămas fără vize. Qatarezi. Mă rog. Noi, vai de steaua noastră, Doru Bușcu, spune-mi cum arată campania. Ce-ți place la campania asta? Îți place ceva la campania asta? La președinție. E o liniște așa în... E liniște? Da. Campania nu pare să fi început, dar cred că nici atunci când va începe nu va fi prea dezlănțuită. În primul rând, remarc lipsa atacurilor profunde, fundamentale, serioase la adresa candidaților, adică nu... E parcă este o... Au încheiat un armistițiu, așa, să se tragă doar cu gloanțe oarbe. Apoi văd că nu au început... Sigur, e de vreme, încă nu este campanie, este pre-campanie. Mâine începe pre-campanie, adică luna de dinaintea până lunii de campanie. Până pe 5 trebuie să-și depună candidaturile toți? Da. Cred că o să fie interesant. Ce remarc, adică numitorul comun al tuturor candidaților la președinție, de fapt, tot anul ăsta a fost vorba numai și numai despre candidatura la președinție. Tot anul s-a setat, inclusiv guvernarea, opoziția, măsurile economice, tot campania ce s-a... Campania la primărie a fost campania locală, comasările de la Europarlament, toate au fost făcute pentru scaunul de la Cotroceni. Așa par lucrurile din afară. Ce n-am văzut deloc și sper să vedem în luna, în cele două luni care urmează, este proiectul de țară al fiecărui președinte. Măcar proiectul de guvernare, măcar o viziune, măcar o perspectivă asupra anilor în care... Niciunul n-are. Aș vrea să văd cum văd ei începutul și sfârșitul mandatului și cu ce mijloace vor să facă lucrul ăsta. Ar fi foarte interesant să... Niciunul n-are, dar pot să spun că domnul Ciolacu preferă covrigii de Buzău. Pot să spun că domnul, uite-l cu covrigi aici pe băncuță cu Olguța, pot să spun că domnul Ciucă m-a nebunit cu toate saramurile, nu mai put cu Ciucă cu saramurile și cu toate perziturile și cu toate bucatele pe care le prezintă. S-a dus, băi, râdeam cu un ziarist acum. Băi, s-a dus în campanie în weekend după ce au terminat întrecerea pe elicoptere de la Galați. Știi ce și-a cumpărat din viață? Cine? Ciucă. Nu. Oale. Pare un om care are nevoie de oale. Pentru că saramura de pui trebuie pusă în oale. Păi te-a cumpărat.
Da, uite, deci, Ciolacu, despre care... Am pus o campanie cu ăștia. Deci nu se poate. Iar Lasconi, ai văzut că dă interviuri la Gâtea cu șoșonii lui de la Alexander McQueen. Râd în fiecare seară. Deci este total. Deci a dat un interviu la masă, la o ciorbă, că e ciorbă reasă, cu o salată care înțeleg că îi se oferă acolo la Câmpul Lung, care este l'Ombelico del Mondo. Deci totul este în jurul Câmpul Lungului și este despre Câmpul Lung și ce a făcut la Câmpul Lung și totul este despre Câmpul Lung. Există și o salată a primăriței. Deci campania asta la președinție arată ca o carte de bucată. Capitolul PSD, capitolul PNL, capitolul USR. Băi, oamenii acceptă, crezi că oamenii acceptă, adică nu știu, este să faci o campanie despre mâncare? Despre ce mănâncă fiecare? Este dorința de a se hiperumaniza, pentru că fiecare încearcă să... Acum, fiind în general lipsiți de abilități personale spectaculoase, încearcă să se umanizeze. Adică am văzut un candidat care spune, domnule, e normal. E normal. Ce fac, da. Și cred că și Ciucă a spus. Dar în general, candidații vor să spună că ei sunt ca toți românii. Cum ar fi să fie anormal? Nu, dar nu cred că își dorește cineva în mod rațional ca cel care va conduce țara, deci care trebuie să fie mintea cea mai luminată, să fie normal. Vreau să fie excepțional, vreau să fie și din comun, vreau să fie deștept, cult. Profesionist, să fie specialist, știi? Normal, specialist, suntem 20 de milioane. Ăștia care mergeți acolo, ești special. Ciolacu, ea are profesor de engleză și de economie și de nu mai știu ce, nu mai pot cu... Se specializează pe funcție, adică... Post-universitare se cheamă, studii... Da, pe bani publici. Bun. Într-un fel, știi ce? E bine că le face și acum. Adică exista posibilitatea să nu-și ia profesor de engleză și să nu-și ia profesor de economie. Eu zic că era mai rău. Nu că acumulezi mult după o anumită vârstă, dar totuși te mai sfătuiești cu unul. E bine că există un profesor de economie în clădirea guvernului. E bine că există voință. Da. Unde există voință, există și Da, putință. Uite, Ciolacu s-a dus și a râs lumea de el, că vedeam pe internet, că spuneau că a avut afaceri în piață, așa, și îl făceau covrigar. Da. El s-a dus și a cumpărat covrigar. El trebuia să facă, dacă vrea să facă un gest de marketing, de imagine, spune, uite, domnule, să învețe de la un covrigar cum se fac covrigii și să facă o demonstrație, să facă, sau cum a făcut Ciucă saramură de pui, să facă niște covrigi. Ar fi închis subiectul într-un mod simpatic. Sau să-i mănânce, da. Am înțeles ce spui tu, da. Băi, tu ai mai văzut o campanie? De 30 de ani suntem în presă. Da. Ai mai văzut așa ceva? 35 unii mai... 35. Da. Ai mai văzut așa ceva la președinția în România? Am văzut, despre sigur. Mâncare? E... Atâta mâncare? Știi, s-a schimbat puțin obiceiul de consum mediatic după apariția tehnologiei. Peste tot sunt rețete de mâncare. Mâncarea a devenit o preocupare centrală. Nici măcar mănâncă sănătoasă, nesănătoasă, unii se laudă. Uite cum ne facem cârnați. Peste tot găsești discurs despre mâncare. Și e normal să se alipească și ei de bucătărie. Și de Mircea Dinescu. Nici măcar al citicat. Deci, să știi că Mircea Dinescu este un poet excepțional, un poet pur sânge, invadat de talent, de o doză neobișnuită de talent la bătrânețe. Scrie în public, adică publicăm în revistă poeziile lui, cred că suntem singura revistă care publicăm poezii uneori pe prima pagină. E extraordinar. Extraordinară poezia lui Dinescu din Amurg, de acum. Și cred că puțin îi pasă. Pe cine invită, cu cine gătește, cu... Dacă el se simte bine, lăutarii cântă o muzică... Da, producătorul meu mi-a lăsat casca deschisă. Închideți-mi casca de regie. Haideți să luăm puțină pauză, că vreau să-mi spui și de Mircea Joana. Că și Mircea Joana a început cu stângul campania asta, a făcut niște gafe, bineînțeles că au fost supra-dimensionate gafele lui Mircea Joana, dar sondajele, nu știu dacă apropiate de Mircea Joana sau nu, îl dau pe locul 2. Aș vrea să te întreb așa cu experiența pe care o ai. Un om fără vehicul electoral, post-președinte PSD detox,
făcut detox 10 ani, așa cum zice el, ar putea să ajungă în turul 2 la președinție. Și în ce situație ar fi PNL, dar și PSD. După pauză. Discutam de, tot de campanie, doamnelor și domnilor, de ce mai scot pe gură candidații noștri la președinție. Dar înțeleg că Doru Pușcu nu a citit astăzi editorialul lui Dan Tapalagă. Se numește Eu Supremul. Îl găsiți pe G4 Media. Este o dezvăluire și a lui Dan. Dan, într-adevăr, a fost la prima deplasare a lui Iohannis în 2014 sau 2015, cred că 2015, la summitul ONU de la New York. Acum este la ultimul summit ONU, că omul le-a luat pe toate. Ce spune Dan? Că într-adevăr atunci a fost la New York. Să fi fost chiar la începutul primului mandat și tot la o deplasare în New York, prima în calitate de președinte. Toată administrația prezidențială intrase în priză după o solicitare mai puțin obișnuită pentru un șef de stat. Klaus Iohannis ceruse ca hotelul unde urma să fie cazat să fie dotat cu toaletă la o anumită înălțime față de pardoseală, nici mai sus, nici mai jos. Cum înălțimea vasului de toaletă la hoteluri este cam standard, angajații Palatului Cotroceni și ai ambasade au scotocit prin tot New York-ul zile în șir după tronul potrivit. Acesta este momentul în care toată lumea a înțeles, încă de acum 10 ani, că noul nostru președinte este puțin altfel. Confortul personal este mai presus de toate, scrie Dan Tapalagă. El își susține această dezvăluire făcută despre Klaus Iohannis. A fost în deplasarea cu Klaus Iohannis, într-adevăr, Dan. Eu mai știu și despre alte cereri neobișnuite. Legate de chiuvetă și de pisoar. E important să știm înălțimea exactă. Asta ar fi o dezvăluire. Și ca toți oamenii să se poată compara acasă în baie cu președintele. Cu ruleta în mână să vadă dacă sunt sub președinte sau deasupra lui. Da, eu chiar am avut probleme la baie și m-am aflat râsul când am văzut că Tapalagă scrie asta de Iohannis. Adică erau prea mici sau prea înalte? Gândește că el e înalt. Poate vrea deci să stea pe bine. Poate îi plăcea să stea ghemuit. Nu știm. Asta, adevărata dezvăluire este cât avea tronul, exact, care era pun. Și toți pun pariu că s-ar cumpăra multe rulete și multe... Stai seama. Mulți metri de croitorie. După povestea asta, el și scrie aici. A urmat paltonul aruncat pe capotă, pasiunea pentru golf, toate aceste cereri. Eu știu și despre niște cereri făcute de Klaus Iohannis pentru vila de la Neptun. Eu am fost acolo când a venit Bush în România. Știu cum arată vila. Mi-au povestit niște oameni ce a putut să facă Iohannis din vila aia. Se fac foarte multe prin Pahonțu și prin Raia PPS. Omul are niște chestii. Adică asta cu tronul de la New York, cum ar să arate WC-ul și ce înălțime, asta nu știam. Dar n-aș exclude. Nu știu dacă Klaus Iohannis o să dea un comunicat să spună că nu este adevărat că el a cerut un anumit WC-ul, o toaletă la New York, dar... Deci avem deja un indiciu și o metodă prin care putem afla dacă casa care se renovează acum este pentru Iohannis. Dacă știm înălțimea pe care a cerut-o SPP-ului pentru WC-ul din New York, pătrundem și măsurăm înălțimea WC-ului din aviatorilor, vom ști dacă casa e pentru Iohannis sau pentru altcineva. Dar pentru asta trebuie să escaladăm gardul. Mai dă o dată cardul, că eu toată ziua mor pe gardul ăla, îi ne puneți pe ea de la RAPPS, au și camere, au pus camere, nu vreți să știți. Dar trebuie să intru, să penetrez locația, eventual să mă prindă poliția, să zic, deși asta e pe bani publici în Burecu, Bucureștiul aici lângă noi, și să caut tronul. Când o fi trecut de roșu acolo, să vedem cât are tronul. Cred că dacă vorbești cu paznicul sau cu unul din lucrători, când se duce să măsoare faianța, îți face și ruleta. Și lasă un bilețel acolo. E breaking news pe toate televiziunile. Bun, zi-mi de Joana. Cum a început Joana?
Și cum crezi că va sfârși? Eu zic că n-a început, John, încă nu a început. Adică n-am văzut nimic care să arate declanșarea unei campanii. John face ceea ce facea de un an jumate. Apare pe TikTok, pe internet, pe internet, pe Facebook, pe... merge la interviuri. Înainte mergea în universități și ținea niște discursuri, acum merge adică prin țară. Adică vezi că se mișcă, crezi că ar se putea mișcă. Să... Eu cred că la Joana este o problemă de mijloace. Dacă știu că există posibilitatea ca să primești bani de la sponsori, pe care dacă atingi un anumit nivel, dacă treci de 5%, să-ți fie înapoiați după campanie. Prin urmare, nu să-ți faci mari obligații față de donatori, pentru că sunt împrumutători. Dar aici cred că credibilitatea sau creditarea se produce în funcție de șansele pe care le ai. Nu cred că se înghesuie lumea să dea pe un cal mort. Eu cred că John ar trebui să adune niște bani, că fără bani nu se poate mișca nimic. Trebuie să umpli, nu, să faci filme, să faci afișe, să te deplasezi, să vorbești, să organizezi întâlniri publice, să angajezi consultanți, să plătești spațiu în presă, să plătești mai ales la televiziuni, unde cred că se duce grosul banilor de... Crezi că Joana intră în turul 2? În momentul ăsta există certitudinea că Ciolacu va intra în turul 2 și apoi există un grup compact de pretendenți care este deschis de Lasconi, aproape la egalitate cu George Simion. Eu îl plasez și pe Ciucă aici, pentru că spuneam că are acest avantaj, acest grip uman special cu care poate să țâșnească, să-și depășească. Cred că Joana se află undeva între acest Pluton și Ciolacu. Dar acestea sunt evaluări, sunt fotografii sociologice, sunt sondaje de opinie care nu au legătură strictă și bijectivă cu... E un termen din matematică. Cu numărul de voturi. Da? Ei, când lucrurile se vor apropia de final, de vot, oamenii vor începe să se uite spre votul util. De asta eu zic că Ciucă are niște șanse. Cred că și Joana, la rândul lui, are șanse foarte bune să intre în turul 2. Și dacă intră în turul 2, are șanse foarte bune să câștige. După cum și o surpriză de tipul ăsta ar putea fi la Sconi. Oricât de nepregătit ar fi, oricât de mic ar fi târgul unde. Lasconi arată bine în sondaje. Și vorbesc nu numai de sondajele care se dau publicității, deci înțeleg că e pe creștere. E pe creștere și e mult peste ceea ce însemna la alegerile locale și europarlamentare USR. Bun, hai să dăi ultima întrebare, că mai avem un minut. Dacă Lasconi sau Joana intră în turul 2, mai există Partidul Național Liberal? Gândește-te că pe 1 avem alegeri parlamentare. Dacă Partidul Național Liberal scoate la parlamentare 25%, sigur că este favorit la guvernare împreună alături de PSD. Eu cred că oricine ar ajunge nu va putea să scape din vedere stabilitatea. Pentru că stabilitatea e o construcție... E o construcție din atât... Așa, internă, cât și externă. Stabilitatea este certă și la Bruxelles și la partenerul strategic. Nu cred că e cerută neapărat cu telefonul în mână și zbierând în receptor, dar cred că este cerută prin tot felul de negocieri care se întâmplă pe fondurile europene, pe investițiile care ar urma să vină. Pe Schengen, pentru că atunci când ești un stat slab, cu economie slabă, condus slab, ești în situația asta de a negocia prost și de a accepta aceste lucruri. De-aia zic, dacă Joana ajunge președinte, să spunem că ajunge președinte, cred că guvernul va fi tot pe PSD-PNL. Deși oricine ajunge președinte va fi prizonierul acestei stabilități. S-ar putea ca Lasconi să aibă o problemă, să aibă second thoughts, cum spun francezii, și să își dorească să aducă USR-ul la guvernare. Dar atunci va avea această problemă majorității, pentru că nu poate cu PNL și cu, adică dreapta, oricât ar fi de unită, nu face așa. Și atunci va avea nevoie de unguri, de niște trădători, dar va fi o guvernare subțire, neîncurajată de partenerii. Prin urmare, Lasconi trebuie să-și angajeze un consultant politic foarte capabil care să o obișnuiască de pe acum, că va trebui să numească din zona asta celor două partide mari. Tu te-ai hotărât pe cine votezi? Nici vorbă. N-am încă nimic, nu se arată nimic la orizont.
Cred că mulți oameni vor merge, se vor trezi în dimineața alegerilor. Vorbesc de președinție aici, că da. Cu partidele e mai simplu, e vorba de tradiții. În turul 2 ai votat util, adică și tu ai mers pe același tren, vot util și în turul 1, în turul 2 nu există vot util. Există vot emoțional, rațional, de ură, de iubire, de vot util poate să existe în turul 1. Da. Adică te gândești de ce să risipesc pe unul care n-are nicio șansă să intre, mai bine merg cu ăsta care așa. Sigur, dacă ți e pe plac cât de cât că. Deci nu ta. Doru Bușcu nu s-a hotărât. Eu încep să mă așa o să vedeți, o să vedem cum avem 13 candidați. Am numărat în seara asta colegii, am pus pe listă. Avem 13 pretendenți la cursa la Palatul Cotroceni până acum. O să vedem cât s-ar putea să avem și surprize la bec. Apropo de listele cu semnături, va fi, înțeleg, o perioadă interesantă până pe 5 octombrie. Trebuie să se înregistreze, data limită. O să vedem câți vor să fie președinții României. Mulțumesc foarte mult, Doru Bușcu. Te mai aștept în emisiune și așteptăm să se termine și această odisee pope cu președintele nostru, Klaus Iohannis, dacă ia sau nu prizonier Partidul Național Liberal. Oastea PNL, da? Pe general. Mulțumesc foarte mult, rămâneți cu Alef News.